Avem imagini de ultimă oră, domnule profesor. Sunt imagini cu taxiul care l-a scos din țară pe primarul Fugar Cherecheș, condamnat uh, la 5 ani de închisoare pentru uh, luare de mită. O sumă ridicolă dăm la avocat dacă e să ne luăm după celelalte sume vehiculate în dosar. A fost condamnat pentru 70.000 de lei pe care i fi primit, pe care primit, e clar, pentru a susține în continuare echipa de fotbal. Pe de altă parte, soacra lui a fost prinsă cu 50.000 de euro pe care voia să-i dea șpagă Judecătoarei din dosar. E, aia, iar el, pe de altă parte, a scos din țară un milion și jumătate de euro, bani pe care i-a dus la o mătușă din Germania, în tranșe de câte 10.000 de euro, pentru că nu are încredere în sistemul bancar din România. Parcă suntem într-un film de acțiune. Sigur, pare totul destul de clar. Filmarea respectivă arată că lucrurile au fost gândite cel puțin după cunoașterea faptului că urmează o hotărâre de condamnare. De aceea și teoria mea cu privire la complicitatea la graniță. Complicitatea la graniță, ziceți? Zic complicitatea la graniță pentru că și dumneavoastră, și eu, și dumneavoastră, și telespectatorii au trecut prin filtrul acesta al poliției de vamă și este foarte greu să crezi că unul dintre noi oară, poate să meargă acum la vamă cu un pașaport sau cu un buletin fals în așa fel încât să nu fie depistat imediat. Avocatul a făcut un apel să se predea. Am stat de vorbă mai devreme cu avocatul domnului Kerekes și a spus că nu știa care de gând să plece din țară, nu știe unde se află și nici nu l-a contactat după această fugă din țară și după ce a fost dat în urmărire internațională. De asemenea, a spus n-a vrut să răspundă la întrebarea dacă l-a contactat cineva din partea familiei după ce au apărut aceste informații. Că l-au pierdut polițiștii, l-au scăpat printre degete. Deși unul dintre polițiști a sărit gardul la el acasă, prea târziu a sărit gardul, el plecase de mult, cum se vede în aceste imagini. De Avem aici și harta. Deschisă. Avem și harta uh, cu posibile destinații ale primarului uh, fugar Cherecheș, condamnat pentru corupție. Din Baia Mare, de la primărie, unde a fost în toiul nopții, Cherecheș a plecat uh, dimineață și a, ple a ieșit din țară pe la Vama. petea s-ar putea duce în Germania la mătușa la care a trimis bani și poate, nu știu dacă există o legătură între mătușa din Germania și nepotul din Germania, care i-a dat practic documentele lui. Nu e ilegal să dai documentele altcuiva. În mod domnul categoric avocat. categoric este ilegal. Aș lega puțin și cu ideea domnului avocat, care, fără doar și poate, ca avocat, nu cred că știa că are de gând să fugă, pentru că niciun avocat n-ar sfătui clientul să facă așa ceva. Din punctul meu de vedere, domnul Cherecheș s-a pus într-o poziție extrem de defavorabilă, iar, pe de altă parte, discuțiile care se au, chiar dacă ar suna domnul Cherecheș pe avocat, în mod evident, domnul Avocat nu are voie să divulge nici ceea ce a discutat, nici e, discuția în sine, pentru că intră în sfera secretului profesional.